Există, ca și la noastră, o magie a pozei, care emoționează, care te împinge să te gândești la ce se întâmplă acolo, la cum se întâmplă. Nu știu, cea mai recent, dacă am luat-o, cred că da. E vorba despre două fete care a căror tată a murit încercând să traverseze Siretul pe un pod foarte subțire de gheață. Cu fete. Tatăl a căzut cu fetele împreună, cu ultimele puteri a reușit să le împingă pe fete pe mal și el a murit. Nu are nicio legătură cu povestea ce v-am zis eu aici, vedem doar fetele plângând, atâta tot. Însă e o poză extraordinară pentru a ilustra un text din ziar. Fotoreporterul nu a văzut așa ceva. El s-a uitat după jandarmi sau după pompieri care căutau corpul respectivului. Reporterul l-a întors și a zis, fă poza acolo. Și el a făcut poză. Să știi că lecția. Reporterul știe ce scrie. Nu știa ce fotografiază, nu știa că astea două sunt fetele lui, nu știa nimic. Ei, aș vrea să am fotografii de-astea în fiecare zi pe pagina. Mi-ar crește virajul simțitor. Erau majore? Da, erau majore. Erau majore. Sau, mă rog, 16 ani. 16. Nu zic că s-a dorit. Nu da, depinde de ce întreb. Așa, ce... puteți aprinde din aia. Vă rog. Ce mai avem? Aparatele, aceste camere digitale noi, mai au ceea ce se cheamă, nu știu cum le spuneți noastră, snapshot-uri, succesiunea de imagini. Asta o folosim foarte des, pentru că punem ca o bandă desenată așa în ziar, o folosim destul de des, când e reușită. Iarăși, v-am spus, fotoreporterul nu doarme niciodată, el nu are timp liber, știrile nu se opresc. Deci în contractul de muncă la fotoreporter la monitor este prevăzut că trebuie să răspundă la telefon. Dacă nu răspund la telefon la două ore, dăm afară. Indiferent cât e ceasul. Ei,